Și am luat și am cumpărat o diretă la piața centrală. Direta pe timp acela era foarte scumpă, undeva 1800 sau 1900 de dolari am plătit pe ea. Și m-am gândit așa, am încercat cu produse alimentare. Am făcut autorizații de funcționare, după cum știu, care s-au ocupat cu asta de la primăria orașului. Și am deschis firmă dată. Ce am mai făcut eu? Am început cu produse alimentare. Am cumpărat produse de la firme Angro. Am pus la gheretă, mi-am pus soție și... Da, încă să nu uite, mi-am deschis un cod bancar la o bancă și dă-i bătaie. Și vreau să spun că undeva vreo 2 luni de zile am lucrat și într-o bună zi mă duc eu la ghereta mea, vânzătoarea mi-a arată, spune, măi, iată un act, ți-a făcut un control de stat, a venit, nu mai știu, SNSA, sau Poliția Economică, sau Garda Financiară, e eu actul ăsta, mă uit la el, amendă, era scris suma, pe anii ce, pe 95, era undeva începutul martie, undeva pe martie era începutul 1995. Și vreau să spun că trecus undeva 2 luni de la deschiderea firmei. Mă uit, suma de amendă este undeva de 3800, aproape 4000 de lei. Dar să mă întorc puțin înapoi, marfa mea care aveam în diretă la acel timp era undeva în jur de 3000 și ceva, undeva până 4000. Și amenda asta care mi-a pus-o era de 3000 și ceva, 800, 3900, cam așa. Cam amenda, eu trebuia să vând toată marfa ca să-mi achit datoria la stat. Mă duc eu la banca mea, unde era lângă piața centrală, deu să pun niște bani pentru procurarea mărfurilor. Doamna care lucra acolo îmi spune că nu poți să pui pentru că ai amendă și dacă pui banii ăștia, îi transferi, ei nu se duc în buzunarul firmei date, dar se duc în contul datorie. Eu am văzut treaba așa, am început să procur mărfă numai cu bani cash, nelegal, cum se spune. Și vreau, aici e cel mai interesant moment. Cu actul ăsta, eu am umblat undeva cel puțin 10 zile până am găsit persoanele care mi-au pus amendă să întreb care e motivul, care e pricina. Am fost la Poliția Economică, am găsit eu domnul ăsta care a venit și a pus amendă, el mi-a spus că el nu e vinovat, vinovat inspectorat fiscal care a pus amendă asta. Am mai umblat o săptămână până l-am găsit pe domnul ăsta, dar de fapt eu nici nu l-am găsit pe inspectorul ăsta, un băiat tânăr, țin minte și acum. În schimb, am găsit undeva pe Orășcanovca, inspectorat fiscal orășenesc, unii, umblând atâtea zile, am nimerit la șefa inspectorat fiscal pe municipiul Chișinău. Dar fiind fapt că șefa plecase în concediu, era locuitorul ei. Eu intru la ei cu actul, spun, doamnă, pentru ce mi s-a amendat așa sumă mare? Eu am 2 luni de activez, nici nu știu care sunt regulile, ce am făcut eu rău, de mi s-a amendat așa de tare. El spune că ea, că n-ai avut aparat de casă, eu spun, care aparat de casă, doamnă, dacă chiretele cele azi vreo 80 de chirete, n-au nimeni aparat de casă, pentru că se găsesc afară, și afară plouă, ninge, nu pot spui aparat. Și într-un doilea moment eu spun că cum poți să avem aparat de casă dacă nu este lumină? Nimeni nu avea lumină, nu era lumină. Și toată lumea spun că lucrează tot orașul, am fost pe alte piețe a orașului Chișinău, nu aveau aparat, asta în magazin nu mai era. N-a vrut să-mi scoată amenda și gata. Și cu acest act am început să îmblu prin diferite instanțe ca să-mi scoată această amendă care nu era făcută legal. Am blat un an de zile prin diferite localități. Sigur că am fost în judecată, m-au dat că judecată economică, m-au impus să plătesc această sumă de 3900 de lei.
Am luat prin toate instanțele, am ajuns și la primăria orașului și la inspectoratul fiscal orășenesc. Ne-am scris plângeri. Domnule, scoteți ca gen începător, noi nu avem experiență. Iertați-ne, nu e nimic deosebit. Ei nu, că nu avem dreptul, lege, care lege, domnilor? Cum se face afaceri? În presă spune că tineretul au drept să facă afaceri, business, dar dintr-o parte, eu îi spuneam pe timp cea la rechet de stat. Nicătând la aceea că rechet era și cu bandiță, care vineau și ăștia, cereau bani și controlul de stat la fel cereau bani, nici nu știe ce se face, în care parte s-o iei. Am luat prin toate instanțele, cum am zis, numai unde n-am fost eu pentru scoaterea. Și în sfârșit, timpul ăsta au trecut vreo două luni după asta, eu lucram, dar mă rog, mi-au chemat la judecată, la judecătoria centru. Eu banii este sigur că eu trebuie să vând toată marfa ca să plătesc acestea. N-am făcut acest lucru. Am găsit la un frate de meu, da, am întrebat la judecată, dar se poate de achitat datoria cu marfă ceva. Ea spune că se poate, dar în suma de asta. Și eu am blat așa, am plătit, adică n-am mai plătit, dar am dorit să plătesc coniac, am vrut să dau de suma asta. M-am înțeles la inspectorat fiscal unde eram eu înregistrat la Buicani, să mă achit datoria față de stat cu coniac. Mă duc la dumneavoastră, îi spun, spuneți unde se duc coniacul pentru ca să mă achit. Ei spune că noi acum n-avem loc unde, eu am să vă sun și dumneavoastră să luați coniacul și să-l duceți și noi să deschidem contul dumneavoastră. Vă spun cinstit, am blat peste un an și ceva, de fiecare dată, o dată în lună undeva plecam la inspectoratul fiscal Buicani, dați voie să duc coniacul ăsta, ca să mă achit să pot lucra. Ei spun că eu am să vă sun și n-am mai sunat deloc. Iată așa s-a petrecut prima dată. A doilea oară m-am amendat încă o dată, tot la fel pentru asta, unde la fel mi-au pus amendă aceeași sumă. A doilea oară m-am adresat la un frate care m-a ajutat și mi-a scos amendă aceea. Și m-am chinuit eu așa, undeva 3 ani de zile, această ghiretă am avut eu. În perioada asta, 3 ani de zile, fiindcă marfă alimentară nu prea se întreba, am hotărât să schimb marfă de prima necesitate. Am plecat în România, aduceam marfă și o puneam la vânzare și vindeam. Dar vă spun încă o dată că nu era legal pentru contul bancar era închis și vindeam așa, știți, majoritatea lucram. Cam așa ceva cum eu lucram și m-a activat undeva 3 ani și ceva. Și la un moment dat, prin 98-99, nu mi-aduc aminte precis, directorul general a pieței centrale spune că gheretele dumneavoastră care le-ați cumpărat trebuie să le luat și noi propunem gherete noi, care și acum, care îmblă la piață, sunt gherete noi albe, care dumneavoastră trebuie să plătiți 11.000 de lei ca să fie dumneavoastră. Eu spun că, eu personal am spus că n-am așa bani, nu pot să... Și ne-a dat termen undeva vreo lună să luăm gheretele și în timpul ăsta eu m-am gândit că am căutat bani, când mă duc la piața centrală, ghereta mea e scoasă, e pusă altă gheretă, mă duc la directorul general al pieței, spun, domnule, unde e ghereta mea? Spun, ghereta e scoasă, e dus undeva la piață, în altă parte, plătiți 11.000 și să aveți loc și ghereta. Eu fiind, n-avem așa bani, ghereta am pierdut-o. Și a doua istorioară vreau să spun că ne-am luat eu toate chestiile mele și am plecat acasă. Mai scurt am pierdut eu acele 1.900 de dolari, am rămas fără afaceri, am rămas cu firma mea moartă, cum s-ar spune. Am stat eu vreo un timp oarecare, undeva vreo an și ceva, vreo an și jumate, n-am făcut nimic și m-am gândit să fac altă afacere. Firma era. A, da,
firma, de fapt, eu am vândut-o lui un frate de-a meu, care a avut nevoie în timpul acela. De fapt, eu nu i-am vândut-o, de-aia am dat-o gratuit, pe degeaba. M-am mai gândit eu și am luat și am gândit să fac un magazin la mine acasă, unde locuiesc eu într-un satișor suburbie, 8 km la Chișinău. Mi-am construit într-o an un magazin din cărămidă, cum scade, și mi-am deschis, da, prin timp ce ăla îți permitea patentul. Am făcut patent și m-am apucat de afaceri. Am deschis magazin alimentar. Și m-am gândit, deschidind acest magazin, m-am gândit că în localitate, în sat aici, nu or să fie controlul. Acolo a fost de sute de ori controlul la piață. Nu era săptămână să nu fie control din toate organele de stat. Și m-am gândit că în sat n-a să vină. Pe dracu. La fel, am deschis magazinul, am pus marfă, am cumpărat utilaj, am luat credit din bancă și m-am apucat de treabă. Am pus vânzătoare, prima dată o domnișoară tânără, și m-am apucat de lucru. Trece undeva, nu țin minte precis, asta a fost undeva prin 2000. Deschid acest magazin alimentar, trece vreo 2 luni de zile, vânzătoare îmi spune că a fost iar controlul, îmi pare că tot poliția economică, garda financiară, în timp ce ăla, prin 2000 era garda financiară, cine știe. Doi inși au venit, au controlat tot, nicătând aceea că eu aveam toate actele în regulă, la mine era magazinul foarte aranjat, foarte cum scade, poliția din localitate care se pune la Buicani, permanent mă controlau, nu aveau nicio pretenție la mine, era tot pus la punct, spuneau că mă laudau că tu ești unicul magazin din localitate care are toate actele în regulă, curat, tot bine. Și vin, vreau să zic, acest inspectorat fiscal și cu poliția financiară și fac un control, găsesc un pachet de țigări fără marcă de acces, fac un act, amendă din nou. A doua zi am luat actul, m-am dus la sectorul de poliție Buicani, intrat la șeful ăsta care a venit controlul, eu mă rog, măi domnule, eu am 2 luni de zile, ce control faceți voi la mine? Ce nu vă duci să controlați firmele mari care au milioane, care se ocupă cu corupția, care tot, la mine e o firmă mică, abia început, am o lună jumate de când activez, dar voi cu amendele voastre, ce dracu vă ocupați cu asta? Nu a vrut și gata, am fost nevoit să plătesc amendă, nu mai țin minte ce sumă, și m-am apucat de lucru mai departe, lucrez mai departe. Trece iar un timp oarecare, nu mai țin minte cât timp, îmi spune iar vânzătoare, a fost iar cu inspectorat fiscal Buicani, iar s-a apucat, iar amendă, o plătesc pe asta. Pe urmă, peste un timp oarecare, alt act găsesc, a fost un control de la Moldova Standard, este așa organizație. A spus că la mine în magazin este pâine cu termen expirat vând și nu se permite așa. Dar să spun cinstit, pâine niciodată la mine nu era cu termen expirat, pentru că brutăria este pe loc, azi, 200 de metri la magazinul meu, unde în fiecare zi mi-aduce pâine proaspătă, chiar caldă era. Și nici n-avea cum să fie. Ei nu luați mi-a pus amendă. Într-așa situație, iată, închipuiți, eu am lucrat 8 ani de zile, permanent. Vine poliția economică, găsea pricină, mă amenda. Poliția de sector, care găseau diferite, la fel mă amendau. Inspectorat fiscal, cui vrei să scăzi de amendă, trebuie să dai mită, 100, 200, 300 lei, cum cereu. Și iată așa m-am chinuit eu 8 ani de zile cu așa business. Și la împlinesem undeva 8 ani jumate, în 2008, undeva la sfârșitul anului 2008, fiind și criza asta care mondială a fost în economie, n-am mai putut să activez pentru că permanent amende, controle de stat mă găseau și din oraș și am hotărât să închid afacerea mea pentru că era imposibil. Și așa și am făcut, venitul scăzut, datorii mari, aveam credituri, trebuie la bancă să dau și am închis eu magazinul, business-ul meu și am fost nevoit, am stat o perioadă de timp acasă
Și am fost nevoit să mă aranjez la un serviciu, la o companie mare de construcție și așa și-am făcut. M-am aranjat la compania de construcție, în Chișinău, directorul general este un frate de meu, unii lucrez în calitate de administrator. Și aici, cu istoria mea, vreau să termin, vă spun la revedere, toate cele bune!